Bună seara! În primul rând, nu prea aș vrea să discut, a fost o ieșire necontrolată, dar ei au început... Nu. A fost un conflict, știți cum e la fotbal când vorbești în teren, și dar m-a călcat, inițial ei m-au călcat jos acolo, m-a călcat cu piciorul pe mână, apoi am primit o palmă. O să se vadă, o să te vadă la televizor că am primit o palmă. Nu, palma am primit-o de la fundașul central cu experiență, domnul Grigore, care a făcut un gest onorabil pentru un fotbalist de calibrul lui. Dar, în fine, nu vreau să vorbesc despre chestia asta. Vreau să mulțumesc, în primul rând, fanilor Stelei. A fost o atmosferă foarte, foarte plăcută. Ne-au susținut din primul până în ultimul minut. Inițial am plecat cu șansa a doua, dar eu cred că se puteau face mai multe. Adică au fost cam echitabile ocaziile. Știu ce înseamnă Steaua. Am văzut foarte multe coreografii, nu e prima pe care o văd. Mă așteptam, mai ales fiind un derby, cel cu Rapid. Știam cum gestionează ei asemenea situații și vreau să le mulțumim încă o dată pe calea asta, că au făcut o atmosferă foarte, foarte frumoasă și sunt lângă noi alături, indiferent de situații. Eu cred că odată cu trecerea timpului vor să vină și mai mulți. Momentan e chestia asta, de nu se știe sigur dacă este drept de promovare sau nu, și bănuiesc că din cauza asta nu este un număr atât de mare. Dar cei care sunt alături de noi chiar sunt dedicați și chiar iubesc cu adevărat acest club. Inițial, noi în vestiar nu prea știm nimic, adică nu prea ni s-a comunicat absolut nimic, ce mai vedem prin presă, și acum nu, sperăm, noi ne facem treaba, intrăm pe teren motivați, important e să ajungem în play-off. De ce? Ce vă motivează? Pe noi ce ne motivează? Clubul Steaua, pe mine cel puțin Clubul Steaua mă motivează. Total? 13.000 total? Total, da. Am înțeles. Și da. Nu știu, nu vreau să vorbesc despre alt derby. Pentru mine a fost o atmosferă foarte frumoasă. Am trăit-o din plin, m-am bucurat și cam atât. Nu știu ce să vă spun de FCSB. Le doresc baftă și celor de la Rapid și celor de la FCSB. Probabil că o să mă uit la meci. Nu neapărat. Eu cred că pot să spun că ne-am omogenizat puțin mai greu. Au fost adeseori schimbări în echipă. Mister nu a continuat cu aceeași echipă. A încercat întotdeauna să dea șanse mai multora și din cauza asta, până s-a creat un lot omogen, atunci am început și noi să ne legăm mai bine și să jucăm mai bine. Da, asta e ciudat. Chiar și noi mai glumim pe tema asta. Acum nu știu care sunt legile domnilor de la federație, habar n-am, dar o să vedem. Dacă o să fie așa, o să vedem atunci, la momentul oportun. Ce